Sălăjenii iubitori de jazz au luat aseară parte la un bonus al Festivalului Artelor Muzafest. La Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj a avut loc ieri Transylvanian Concert, susținut de doi artiști ai jazzului, Lucian Ban și Matt Maneri. După succese în lumea întreagă, Lucian Ban and Matt Maneri și-au lansat și în Transylvania albumul Transylvanian Concert. Pianistul de origine română stabilit la New York, Lucian Ban, și violistul american Matt Maneri au în spatele lor ani buni de experiențe artistice în diferite configurații și stiluri. În acest album propus de Ban și Maneri există dimensiuni noi, cu totul noi, de la jazz, blues și spiritual, la muzica camerală, compoziții și direcții în jazzul secolului 21. Noi facem o muzică care uneori e mai puțin poate accesibilă direct în sensul jazzului tradițional, dar combină elemente de doină, combină elemente populare din România, plus jazz și ceea ce ne place să facem. De când suntem în România s-a întâmplat evident tragedia de la București și am modificat puțin programul și o să începem cu o piesă care se numește Hymn, care e o dedicație pentru, așa cum a spus și Daniel, pentru cei care nu mai sunt. Sper să vă bucurați! Thank you.